Suntem împreună și în această seară, și vrem ca acum, la început de an, să dăm un nou start vieții noastre, credinței noastre și, de ce nu, să facem un plan pentru anul acesta. Nu e vorba de acele ținte pe care le punem pe o hârtie și le uităm, nu este vorba despre. Acele momente în care ne luăm angajamente foarte mărețe și vrem să facem lucruri extraordinare, și la sfârșit de an constatăm că n-am făcut mare lucru. E vorba de o resetare a atitudinii, o resetare a credinței, o resetare a gândirii. Și cred că acum, când avem acest elan, când avem acest entuziasm, este bine să facem lucrul acesta. Pentru a păstra anul acesta fericit, prosper, bogat, așa cum ne-au urat toți prietenii cu ocazia Anului Nou și cu ocazia sărbătorilor. Din nefericire, odată cu trecerea zilelor și a lunilor și a săptămânilor, constatăm că anul nu mai este chiar așa de zglobiu, că nu mai este chiar atât de fericit, că nu mai este chiar atât de plin de globulețe și luminițe și lucruri frumoase pentru că se schimbă percepția noastră, se schimbă atitudinea noastră, se schimbă alegerile noastre, nu suntem consecvenți în ceea ce facem și în felul acesta anul devine unul comun, unul plictisitor, anost, chiar foarte, foarte negativ pentru mulți dintre noi. Aș vrea, însă, să păstrăm această fericire a anului și această dorință de a face lucrurile altfel în perioada care ne stă în față. Și de aceea am ales ca în seara aceasta să vorbim despre simplitatea și dificultatea credinței. În perioada sărbătorilor, când am fost la târgu de Crăciun împreună cu familia la Sibiu, un târg frumos, foarte bine aranjat, plin de uh, decorațiuni și de lucruri frumoase. La un moment dat copiii m-au rugat să mergem la patinoar. Tati, hai să mergem la patinoar, hai să mergem la patinoar. Fetele mai patinaseră înainte, însă micuțul Caleb... Nu a mai făcut lucrul acesta, dar era foarte entuziasmat pentru că a învățat recent să meargă pe role. Și a zis, tate, dacă merg pe role, trebuie să merg și pe patine. Ok, am mers, am închiriat patine și uh, în momentul în care l-am pus pe gheață, a început să-i fie frică. Pe de o parte era entuziasmat, pe de altă parte era foarte, foarte crispat și foarte fricos pentru că nu știa să -ți țină echilibru și era teamă să nu cadă. Am tot încercat să-i explic, am tot încercat să-l încurajez, îl țineam de mână, hai tati, hai că poți. Și de foarte multe ori era gata, gata să cadă și s-a descurajat, a început să plângă și nu mai știam cum să-l fac să meargă pe acele patine, cum să-l încurajez, cum să-l învăț ca să aibă încredere. I-am tot explicat în nu știu câte feluri, dar nu prea au mers explicațiile. La un moment dat am văzut niște copii care se plimbau cu o figurină, un pinguin, da? un pinguin așa în miniatură, cu două mânere, creat special pentru copii ca să învețe să patineze. Și foarte entuziasmat a zis, tati, vreau să mă dau cu pinguinul. L-a apucat de mânere și a început să se dea cu pinguinul. S-a dat el vreo 2-3 minute, după care a zis, tate, dar nu mai am nevoie de pinguinul ăsta. Și eu pot să mă dau singur. Și am fost și eu un pic neîncrezător când am văzut curajul lui, dar am zis, hai că dacă el vrea, înseamnă că se întâmplă ceva. Și numai l-am văzut că începe să se legene de pe un picior pe altul. Este cel mai greu lucru să, să schimbi echilibru de pe un picior pe altul, dar când ai învățat pașii aceștia, deja știi să patinezi. Și când am văzut cât de ușor a început să meargă, să patineze, să fie uh, încântat de ceea ce făcea, mi-am zis, uite, vezi cât de simplă este credința și cât de dificilă în același timp. Este simplu, trebuie să crezi, să te arunci spre necunoscut, spre ceea ce n-ai mai făcut, spre ceea ce nu știi să faci, spre ceea ce ești încă stângaci, spre ceea ce te înfricoșează. Este atât de simplu, dar în același timp atât de greu. Toate explicațiile mele nu prea au folosit. A trebuit să existe ceva mai mic de nivelul micuțului ca să-l facă să aibă încredere în el și în forțele lui. Așa este și cu noi în raport cu Dumnezeu. Credința este atât de simplă, este atât de simplu și Dumnezeu ne spune aruncă-te, mergi în față, încrede-te în puterea mea. Și suntem atât de temători să facem lucrul acesta, stăm, ne uităm și am zice, m-aș arunca, dar ce se întâmplă după? Și aici intervine dificultatea. Momentul acela între desprindere și saltul acela în gol și momentul în care noi încă stăm reticenți. Este un punct care face diferența între simplitate și dificultate. În Sfânta Cartea Lui Dumnezeu sunt multe istorisiri interesante care ne vorbesc Atât despre simplitatea credinței, cât și despre dificultatea ei. Despre acești doi timpi ai credinței poți să vorbești prin N exemple din Sfânta Scriptură. De aceea Pavel o numește nebunie toată această credință, pentru că pentru unii oameni este atât de dificil cum să fac lucrurile, să fie atât de simple, să fie atât de la îndemâna mea, nu se poate, n-au cum să fie atât de simple. Și începem să complicăm lucrurile, și distanța dintre credință și ceea ce vrem să facem, și realizările noastre, se mărește din ce în ce mai mult. În Cartea Cronicilor, în a doua Cartea Cronicilor, capitolul 20, este prezentată o întâmplare din viața poporului Israel, un moment dificil, un moment de criză, un moment de tensiune, când mai multe popoare, este vorba de moabiți și amoniți și maoniți, au pornit un război împotriva lui Osafat, împăratul lui Iuda. Și spune cuvântul că au venit și au dat de știre lui Osafat, zicând O mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria și sunt la Hațațon Tamar, adică Engedi. Cu alte cuvinte, Împărate, stai tu în palatul tău liniștit, însă o mare mulțime vine și vrea să ne cucerească, să ne ia prin asediu. Poate că și în anul acesta care tocmai a trecut, și în anul acesta care tocmai a început, ai avut parte de tot felul de amenințări: război, criză energetică, scumpiri, inflație, instabilitate de toate felurile. Și stai să te întrebi ce va urma. Dacă e să te iei după ochii și după filtrele din media, ai toate șansele să nebunești. Și ca o mică paranteză vis-a-vis -vis de ceea ce se prezintă și cum se prezintă, uitați-vă, vă rog, la statisticile pentru anul 2022. Și o să vedeți tot felul de năzbâtii. din sute de fotografii și din sute de știri sau mii de știri. O să vedeți că 90, poate mai bine, în procente, 90 sau peste 90% dintre ele sunt negative. Întrebarea mea este, oare în acest an s-au întâmplat doar lucruri negative într-o proporție atât de mare? Oare doar nenorocirile, dezastrele, catastrofele, crizele economice, energetice și de altă natură sunt? Majoritare? Duceți-vă, vă rog, în alte culturi care nu sunt atât de tembelizate de media și o să vedeți că timpul parcă este altfel, trecerea lui este altfel, viața este altfel și ieși din menghina aceasta stresantă a imperativelor, trebuie acum, acum trebuie să cumpere, acum trebuie să faci, acum trebuie să acționezi, acum trebuie, trebuie, trebuie. Și ieși. Și îți dai seama că lucrurile stau altfel. Este, dacă vreți, o realitate diferită. Sunt realități diferite. Așa este și cu realitatea credinței, simplă. Și cu dificultatea de a alege credința. Pentru că lucrurile sunt atât de amenințătoare în jurul nostru, atât de tragice, atât de dramatice, încât este o nebunie să crezi, este prea simplu. Dumneavoastră ce ați fi făcut în momentul în care ați fi aflat o astfel de veste? Spune cuvântul, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Aș vrea să subliniez un lucru, că spaima, frica până la un anumit punct este sunt normale. Pentru că suntem oameni. Nu avem cunoștință cu privire la viitor, nu știm ce se va întâmpla, nu știm cum se vor termina anumite lucruri și e normal să ai teamă, să ai spaimă Însă dacă spaima aceasta devine continuă, ostinantă în viața ta, atunci este o mare problemă. Dacă tu nu faci nimic să schimbi situația aceea, înseamnă că ai o mare problemă. Iosafat spune cuvântul lui Dumnezeu în spaima sa și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și-a vestit un post pentru tot Iuda. Ai zice, Atât de simplu? Cum adică, ăștia vin cu oștiri, cu armate, cu arcuri, cu aruncătoare de săgeți, cu uh, aruncătoare de pietre, cu berbeci ca să lovească în ziduri, cu tot felul de tehnici militare, și noi să facem post și rugăciune, dar de unde e nebunia asta? Chiar atât de simplu? Chiar atât de simple să fie lucrurile în viața noastră să se rezolve cu credință, cu rugăciune, cu. Ah. Și totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentele acelea, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Foarte interesant. Situația de criză îi apropie pe oameni de Dumnezeu. Situațiile de criză, situațiile tensionate pot să-i depărteze pe oameni de Dumnezeu, pot să-i facă să fie împietriți. Însă, de regulă, oamenii când dau de probleme, de necazuri, de încercări, sunt mai aplecați spre lucrurile spirituale și spre a asculta ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Pentru că în momentele acelea, toate proptele lor, toate elementele lor de siguranță sunt spulberate. Și vă garantez că toți acei oameni care se dau foarte mari și sunt foarte mândri, și care încearcă să demonstreze că ei n-au nevoie de Dumnezeu, în momentul în care li se ia funcția, în momentul în care pierd banii, în momentul în care pierd influența, în momentul în care pierd sănătatea, în momentul în care îmbătrânesc și își dau seama că nu mai au pe nimeni lângă ei, nu mai sunt atât de aroganți și atât de țanțoși și atât de încăpățânați. Poate și de aceea Dumnezeu îngăduie ca să vină în viața noastră anumite crize, anumite probleme, anumite provocări, ca să ne dăm seama că suntem vulnerabili, că avem nevoie unii de alții, că avem nevoie de El. Și în momentele acelea, imaginați-vă tot poporul, care până atunci avea alte preocupări, eu știu ce făceau, comerț, afaceri, tot felul de petreceri, nu știu ce făceau. Însă momentul în care s-a dat tonul acesta, ne rugăm pentru ca să salvăm națiunea. Ne întoarcem spre Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne izbăvească. Dumnezeu a început să miște lucrurile. Tot se vorbește în România de reforme, de zeci de ani. Și nu mai vin. Tot se vorbește în România de schimbări, de anticorupție, de justiție, și nu se mai întâmplă. Hai să fim serioși, pe aici, pe acolo câte un caz, dar în mare parte se vinde țara cu totul. Și ne întrebăm cum o țară creștină să treacă prin astfel de crize, prin astfel de furturi, prin astfel de jafuri, prin astfel de nedreptăți. Cum este posibil așa ceva? Și trebuie să vină câte o criză, să ne dea câte o palmă, să ne dăm seama că mai jos de atât nu avem cum să cădem. Lecția pentru schimbare este prezentată aici, în spaima sa. Eu să fac și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Cred că este timpul, dragilor, și cei care conduce sara, și cei care conduceți bisericile, să vă gândiți la aspectul acesta, că atitudinea voastră a celor care aveți influență este foarte importantă. Noi așteptăm poporul să facă nu știu ce și tot, pretenții, pretenții, taxe, impozite, toate alea. Să dea, să facă, să schimbe. Până când și până unde? Cum vrei să fie ceilalți corecți? dacă tu ești mincino și hoț? Cum vrei să se schimbe ceilalți dacă tu vinzi țara pe tavă? Cum vrei să se schimbe ceva în țară și în lume dacă tu nu vrei să se schimbe? Iosafat a dat un exemplu poporului și a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Și ar fi dacă am asistat la așa ceva în țara noastră. Dacă de sus oamenii ar zice gata cu hoția, gata cu minciunile, gata cu cheltuielile inutile, gata cu risipa, gata cu mesele care costă scump, gata cu recepțiile, gata cu mașinile scumpe și cu cheltuielile care ruinează țara, gata cu toate acestea vrem să ne îndreptăm. Vrem să ieșim din groapa aceasta. Vă garantez că în pasul 2 tot poporul ar fi alături de voi. Și n-ar mai trebui nici campanii publicitare, nici emisiuni cu trâncăneli în care să fie marketing și reclamă inutilă la toate minciunile și la toate promisiunile. Pentru că schimbarea pleacă de sus. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda ca să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi. Și a zis: Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai dat tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? De multe ori credem că Dumnezeu ne cere să ne rugăm ca să-l informăm. Chiar dacă nu enunțăm lucrul acesta, avem impresia că trebuie să facem rugăciuni ca să-l impresionăm pe Dumnezeu. Nu! Dumnezeu nu are nevoie să fie impresionat. Dumnezeu nu are nevoie de jertfe prostești, nici de ritualuri care n-au nicio noimă. Dumnezeu nu are nevoie să fie înștiințat cu privire la ce se întâmplă în viața noastră, pentru că știe tot. Bine, bine, și atunci te întreb ce rost are rugăciunea, ce rost are această consacrare. Păi ce rost au? În primul rând, să te schimbe pe tine și pe mine. Observați că în momentul în care Iosafat a ajuns în situația aceasta dramatică, a început să conștientizeze mai mult că este dependent de Dumnezeu, și a început să conștientizeze mai mult care nevoie de ajutorul lui. A început să-și aducă și aminte de trecutul glorios, de momentele în care Dumnezeu a lucrat în viața poporului și începe cu o înșiruire a lor, cu o conștientizare a lor și a adus aminte de momentele în care Dumnezeu a folosit puterea lui ca să izbăvească. De multe ori uităm binecuvântările lui Dumnezeu, uităm momentele în care ne-a ajutat, uităm că a fost alături de noi în cele mai grele situații și ne dăm seama că suntem atât de superficiali, uităm atât de repede lucrurile acestea și suntem nemulțumiți. Și Dumnezeu ne mai dă. Câte o experiență, câte o încercare, câte o provocare, câte o criză de felul acesta, ca să ne aducem aminte. Și în rugăciunea lui spune cuvântul că împăratul lui Israel s-a rugat lui Dumnezeu și a zis mai departe: Oare n-ai izgonit tu, Dumnezeule? Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenire seminței tale, seminței lui Avram care te iubea. Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locat sfânt pentru numele tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia judecata, ciuma sau foamea. ne vom înfățișa înaintea casei acestea și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată fiul lui Amon și ai lui Moab și cei din multe seir la care n-ai îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, că s-au abătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. Aș vrea să înțelegeți că în momentele acestea, Iosafat nu face o rugăciune obișnuită și nici nu spune o poezie. Însă, în momentele de criză, momentele de provocare, momentele de război, oamenii lui Dumnezeu invocă legământul. Pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său. Vă aduceți aminte că în momentul în care au fost pe cei doi munți, Bal și Garizim, s-a rostit binecuvântarea în cadrul legământului și blestemul tot în cadrul legământului. Noi am vrea să stăm neutri. Am vrea să avem parte doar de binecuvântările lui Dumnezeu, să facem doar ce vrem noi și să nu avem niciun fel de consecințe. Asta este fericirea care ni se promite peste tot. Să fii exact cum îți place, să faci doar ce vrei și să nu ai niciun fel de consecințe. Însă, toate acestea sunt niște minciuni, sunt niște utopii, pentru că legea cauzei și a efectului funcționează și aici. Și Dumnezeu a spus așa poporului său, dacă vei face bine, dacă vei asculta, de toate poruncile mele binecuvântarea va fi peste tine. Rezum. Dacă nu vei asculta, dacă vei merge după Dumnezeii popoarelor, blestemul va fi asupra ta. Peste tot. În casa ta. În ogorul tău. Peste tot unde vei merge, îți va merge rău. Și în momentele acelea, Iosafat și-a dat seama, deși era un împărat credincios, că poporul mai are câte ceva de îndreptat. Și vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai promis că atunci când vor veni, când ne vom depărta de Tine, Tu îi vei trimite și când vor veni, dacă vom striga către Tine, Tu te vei întoarce cu fața spre noi și ne vei zbăvi. De multe ori credem că toate aceste nenorociri, crize, dezastre, vin așa de undeva din neant sau că cineva le-a fabricat, dar aceste Uneltiri și aceste crize, și aceste probleme, nu vin din neant. Vin, în primul rând, din noi și din ceea ce suntem noi. Sunt un rod al legământului. Dumnezeu oferă binecuvântarea, dar oferă și blestemul. Și unor blestemul poate fi și sub forma unor conducători corupți. Pentru că și nouă ne place corupția la nivelul nostru. Gândiți-vă de câte ori ați dat spagă la medici sau pe undeva, printr-o parcare. Da, așa se face. Când vă hotărâți să rupeți linia aceasta, să spuneți nu, chiar dacă sunt refuzat, eu nu vreau să mai fac lucrul acesta și alte și alte exemple. Dumnezeu vrea să ne conștientizeze că toate aceste crize care vin în viața noastră au o rădăcină undeva. Eu să fac și-a dat seama că ei călcaseră legământul. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca o pe ei? căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Sunt momente în care trebuie să ne oprim din alergarea aceasta nebună și să ne întrebăm de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră. De ce lucrurile iau o anumită direcție de ce oamenii au o anumită atitudine față de noi? De ce țara merge într o anumită direcție? De ce? De ce? De ce sunt nervos? De ce sunt recalcitrant? De ce nu am răbdare? De ce merg prost anumite lucruri în viață? De ce îi percepe oameni ca fiind răi? De ce? Stai cu tine însuți și puneți aceste întrebări. Nu căutați apii spășitori. Asta este cel mai simplu și observați că știrile de felul acesta care caută țapii spășitori sunt cele mai vizualizate pentru că te pune pe tine într-o postură de superioritate. Tu ești cel care judecă, tu ești cel care dă verdictul, da, da, așa este, bine a zis-o. Și tu ești cel nevinovat. Și alții sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Este cel mai simplu să te pui în această poziție a judecătorului, a justițiarului. Eu nu zic că lucrurile nu stau și așa. Însă, întreabă-te, în toate aceste probleme din viața ta, unde este sfera ta de responsabilitate? Ce ai făcut și ce nu ai făcut? Eu să stătea în picioară împreună cu tot Iuda înaintea lui Dumnezeu, cu pruncii, nevestele și fiii lor. Și în momentul când s-a oprit înaintea lui Dumnezeu să-și cerceteze inima, să se roage, să-și exercite credința, să-i lase lui Dumnezeu controlul, aici este cheia credinței, să-i lași lui Dumnezeu controlul peste viața ta. Aia nu înseamnă că te posedă și nu mai ai voință. Nu despre asta vorbim. Și să-ți dai seama că fără Dumnezeu nu poți să faci nimic. Și într-adevăr, în toate aceste lucruri suntem atât de mici. Și fără Dumnezeu nu putem face nimic. El poate schimba lucrurile într-o secundă. În bine sau în rău. Dar nu vrem să cedăm acest control. Și Iosafat a zis, Doamne, suntem aici. Suntem aici în fața ta și vrem să-ți lăsăm ție conducerea. Tu să rezolvi această problemă. Oricum, Dumnezeu este suveran, însă vrea să ne conștientizeze prin toate aceste încercări și crize că avem nevoie de El. Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, un Levit, unul dintre fiii lui Asaf. Și Ahaziel a zis: Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul: Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Îmi place atât de mult simplitatea acestei credințe, în care ești asigurat din partea lui Dumnezeu că nu tu vei lupta. Ci Dumnezeu. Asta nu înseamnă să fii irresponsabil. Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic. Dar la un moment dat, când nu mai poți să faci absolut nimic, spune Dumnezeu, lasă-mă pe mine. Nu-i de tine lucrul ăsta. De multe ori, copiii mei încearcă să facă anumite lucruri care îi depășesc. Ori să ridice ceva greu, ori să uh, se căznească cu lucruri care nu sunt pentru ei. Și încep să plângă și să se isterizeze și. În cele din urmă vin descurajați la mine sau la soția, la Elena. Și spun, uite, nu pot să fac asta. Bun, și de ce nu cere ajutor? Abia aștept să te ajut. De multe ori așa suntem și noi cu Dumnezeu. Ne căznim, ne rupem oasele, vrem să facem anumite lucruri, plângem că nu ne iese, ne isterizăm, ne descurajăm, cădem în depresii. Și Dumnezeu ne întreabă, dar de ce nu mă lași pe mine să fac lucrurile astea? Abia aștept să rezolv problemele din viața ta. E atât de simplu. Și în același timp atât de complicat, atât de dificil, pentru că vrem să avem controlul absolut. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine. Pogoruți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul Țiț și îi veți găsi la capătul văi în fața pustiei Ieruiel. Îmi place foarte mult că Dumnezeu le spune dinainte ce se va întâmpla. Așa cum ne-a spus dinainte, în linii mari, în cuvântul său, ce se va întâmpla în viitorul nostru și în harta aceasta a evenimentelor sfârșitului. Dumnezeu ne-a spus că vor fi războaie, vești de războaie, că vor fi ciume, boli, tot felul de evenimente dramatice în care oamenii își vor da sufletul de groază. Dar cât pricep lucrul acesta și cât cred? Când i-a eliberat din Egipt, le-a dat coordonatele, le-a spus dinainte ce va face faraon, le-a spus care vor fi provocările. Cu toate acestea, în momentul în care au ajuns în fața Mării Roșii, au început să tremure de frică, au început să fie disperați, au început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, au început să fie plini de necredință și au început să plângă după Egipt. Și Dumnezeu zice dar ce răstau toate vaetele și strigătele acestea ale necredinței? Mergi înainte prin mare, întinde-ți Golovește marea și marea se va despica și așa s-a întâmplat. Și în ocazia aceasta Dumnezeu le spune: "Nu trebuie să vă temeți. Nu vă temeți." Apare de mai multe ori în Sfânta Scriptură această expresie sau această idee: "Nu vă temeți, nu te teme. Sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare", spune Isaia, "căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te sprijinesc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te întăresc cu dreapta mea biruitoare." Asta este făgăduința lui Dumnezeu. Și spune mai departe în versetul 17: Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă și stați acolo și veți vedea zbăvirea pe care vă va da Domnul, Iuda și Ierusalim. Nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. E atât de simplu. Atât de simplu. Și totuși atât de dificil. Cum să crezi tu? Ceea ce spune Dumnezeu aici. Cum să crezi că lucrurile pot fi atât de simple în viața ta? Cum să crezi că n-are rost să te mai temi de nimic din ceea ce va veni în viața ta și în viitorul tău? E o adevărată nebunie. Cum să nu te stresezi și tu să-ți crească tensiunea sau să-ți crească colesterolul sau glicemia? Cum să nu te pierzi tu cu firea? Cum să nu te dai de ceasul morții că nu știi ce se va întâmpla? Aduceți-vă aminte însă ce spunea Mântuitorul despre îngrijorări. Cine poate să adauge un cot la înălțimea lui? Cine poate să facă un păr alb sau negru? Cine poate, îngrijorându-se, să rezolve ceva? Ajunge zilei cazul ei. Și pe de altă parte, spunea el, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați. Uitați-vă la păsările cerului. Uitați-vă la crini, uitați-vă la natură. E atât de simplu totul. Credința e atât de simplă și în același timp atât de complicată, atât de dificilă. Pentru că trebuie să faci pasul acela în gol spre Dumnezeu. Peste acel abis, peste acea prăpaste a fricilor, a temerilor, a neîncrederii, trebuie să pășești la următorul nivel în care totul se deschide. Dar dacă nu faci pasul acela, vei rămâne în frică, în acea teroare existențială, în acele temeri care te vor împiedica să faci lucruri extraordinare în viața ta. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Și spune cuvântul Căleviții au început să cânte, au început să îl laude pe Dumnezeu pentru măreția Lui, pentru bunătatea Lui. Dar par niște lucruri rupte din altă lume. O adevărată nebunie. Cum adică? E război și noi cântăm? E război și noi îi dăm laude lui Dumnezeu? Păi stai că războiul este despre arme, despre înarmare, despre... Bombe despre mitraliere, despre avioane, despre militari, despre încrâncenare, despre luptă, cum adică rugăciune. Eu cred că România și lumea ar avea mult mai mult de câștigat dacă nu s-ar mai înarma atât și nu s-ar mai teme de ceilalți. Dacă ar fi mai aplicat spre Dumnezeu și spre credință, n-ar mai fi nevoie să fie cheltuite bugete enorme pentru lucruri care aduc distrugere în masă, care aduc vărsare de sânge, care aduc nenorocire și dezastru în viața a milioane de oameni. Cursa aceasta în armării este o dovadă crasă a necredinței. Cursa aceasta în armări și uh, ascunsă sub pretextul apărării este, de fapt, o dovadă că oamenii nu-l vor pe Dumnezeu în viața lor. Vor ei să aibă controlul pentru ca să-și atingă scopurile și obiectivele egoiste. Și Dumnezeu zice: înapoi! N-aveți nevoie de așa ceva. Eu voi interveni. Eu vă voi apăra curată nebunie. Însă așa funcționează lucrurile la Dumnezeu. Lăudați pe Domnul că cindurarea Lui ține în viac. În contextul războiului, în contextul unei amenințări iminente, în clipa când au început cântările și laudere, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți spune mai departe că Iosafat și poporul s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat că era multă pradă. Așa acționează Dumnezeu. Și așa poate să rezolve problemele din viața ta dacă îl lași să facă lucrul acesta. Însă, dacă îți vei pierde cumpătul, dacă îți vei pierde energia, dacă îți vei cheltui puterea pe lucruri care nu te privesc și pe lucruri care îl privesc pe Dumnezeu, atunci, unu, nu vei rezolva nimic, doi, vei cădea în epuizare și în disperare, trei, în momentul în care vei vedea că nu mai ai nimic de făcut, îți vei pierde mințile, așa cum fac foarte mulți. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat vesel și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa lui Dumnezeu, în sunete de alăute și de arfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări, când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Ce schimbare de situație! Ce schimbare a contextului. Cât de repede au trecut de la groaza aceea la bucurie exuberantă, la acea explozie de fericire. De ce? Pentru că l-au lăsat pe Dumnezeu. Și-au lăsat ca simplitatea aceasta a Credinței să le inunde inima și viața. Foarte ciudat cum acționează Credința. Însă, așa lucrează ea. Spunea Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, capitolul 5, versetele 6 până la 8. Așa: Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Distrezi și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. În toate aceste amenințări, în toate aceste situații dramatice, aș vrea să înțelegi că vei fi câștigător doar atunci când te smerești sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și la vremea lui are grijă să te înalți. În toate aceste situații care te amenință și care... Caută să-ți ia pacea și bucuria din suflet, îndreaptă-te spre Dumnezeu și spune cuvântul: Aruncă asupra lui toate îngrijorările tale, debarasează-te de ele, nu le așeza frumos, dă drumul că la un rucsac plin cu greutăți, aruncă-le jos asupra lui, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși. Îngrijește de voi. Ce s-ar întâmpla dacă în anul acesta ai arunca asupra lui toate îngrijorările tale, toate problemele tale? Să spui, Doamne, ocupă-te tu de ele, pentru că pe mine mă copleșesc, nu mai pot să le duc, mă zdrobesc. Asta nu înseamnă că trebuie să fii pasiv, că nu mai trebuie să faci nimic, dar ca atitudine, ca încărcătură emoțională, încrede în Dumnezeu și în puterea Lui. Și crede că atunci când nu mai poți să faci tu nimic, este ocazia ideală a Lui Dumnezeu să intervină în viața ta, să ia povara și să te ajute să mergi mai departe pe drumul tău. Cât de fericiți am fi! Dacă ne-am preda, dacă ne-am prăbușit în mâinile lui Dumnezeu în felul acesta, și plin de încredere să spunem, Doamne, orice ar fi în viața mea, eu vreau să lupt până la capăt. Vreau să dau dovadă de încredere în tine, în puterea ta. Oricum, nu putem schimba anumite lucruri singuri, și atunci, dacă nu ne putem schimba, de ce să ne tensionăm, de ce să ne măcinăm, de ce să ne ardem viața în felul acesta? când am putea să o trăim fericiți și împliniți și plini de speranță. De aceea, spune aici Sfântul Apostol, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Câtă bucurie emană aceste promisiuni ale Lui Dumnezeu, aceste sfaturi inspirate. Aruncați asupra Lui toate grijile, toate problemele, toate încercările voastre că cel însuși îngrijește de voi. Revin la tabloul anterior în care mulțimea aceea disperată a venit înaintea lui Dumnezeu. Și revin la acea metodă simplă prin care Dumnezeu a schimbat o situație fără ieșire într-una plină de bucurie. De speranță, într-un alt tablou în care oamenii se aruncă în brațele lui Dumnezeu și spun, Doamne, noi nu putem să facem nimic, tu poți, însă, să faci totul. Cred că această provocare este pentru mine și pentru tine. Și în anul acesta în care am intrat, în care tocmai am intrat, poți să faci la fel. Pe lângă planuri, strategii, planificări și lucrurile care trebuie făcute ca atitudine, ca emoție, ca implicare. Gândește-te că ai un Dumnezeu puternic în viața ta. Gândește-te că El poate să schimbe totul. Gândește-te că El poate să-ți dea izbândă în tot ceea ce faci. Gândește-te că El este un tată iubitor care abia așteaptă să-ți ofere putere să treci peste toate încercările și peste toate greutățile din viața ta. S-ar putea ca în unele situații, dacă e să întoarcem moneda și invers, să nu intervină așa cum te-ai aștepta. Sunt situații în scriptură în care Dumnezeu nu a dat izbăvire de la moarte, nu a vindecat de boală, deși erau oameni credincioși. Însă întotdeauna Dumnezeu a dat putere acelor oameni să suporte, să ducă lupta până la capăt și să iasă învingători. Elisei a murit bolnav, era profetul lui Dumnezeu, nu înseamnă că n-a avut credință. A avut credință. Pavel avea un țepuș în carne pentru care s-a rugat lui Dumnezeu de trei ori sau de mai multe ori. Și Dumnezeu a zis, Pavel, harul meu în slăbiciune ți este de ajuns. Pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. În cazul tău n-am nevoie să răspund rugăciunii în felul acesta. Îți dau putere să suporți lucrul acesta. Hristos s-a rugat pe cruce, Tată, dacă este cu putință, depărtează la mine paharul acesta. Hristos a avut credință în Tatăl. Însă, Tatăl a zis nu. De data aceasta, îți dau putere să duci crocea până la capăt. Aș vrea să înțelegem că oricum ar fi situațiile în viața noastră, cu ajutorul credinței, noi putem să ieșim învingători. Pentru că acest fenomen al credinței nu este doar despre viața aceasta, ci este și despre viața viitoare. Dumnezeu ne dă izbânzi în viața aceasta, dar ne dă posibilitatea să trecem prin chin, prin suferință, prin durere, ca să ne conștientizeze că viața aceasta nu este totul și că de fapt biruința constă în a prinde viața veșnică, împărăția pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Așa că orice ar veni în viața ta, în momentul în care te rogi lui Dumnezeu, fii conștient că El este acolo și te ascultă. Dacă alege să răspundă pe moment mai devreme la rugăciunea ta, Ești fericit, ești binecuvântat. Dacă alege să tacă, să nu răspundă, de asemenea ești fericit și binecuvântat. În epistola către evrei sunt două categorii de biruitori. Unii care au fost scăpați de la moarte, de sabie, de foc, au trecut prin războaie. Dumnezeu i-a salvat și i-a ajutat să fie învingători, dar sunt alții despre care spune că au suportat chinul, suferința, moarte, au fost dați la fiare, au fost tăiați în două cu ferestrăul și aceștia sunt biruitori. Credința este simplă și în același timp dificilă. Este simplă pentru că este ca acea credință a unui copil care se aruncă în brațele părinților și este dificilă pentru că trebuie să cedăm controlul din viața noastră, să lăsăm pe Dumnezeu să conducă viața noastră și să facem ca experiența aceasta a umblării cu El să fie o învățare continua. Nu știu ce aștepți tu de la anul acesta. Nu știu ce ținte și planuri ți-ai pus în față. Însă, trebuie să știi că fără credință nu vei realiza absolut nimic. Trebuie să știi că credința este simplă cât se poate de simplă. Aduceți-vă aminte de toate vindecările lui Iisus Hristos. Și în același timp este complicată dacă nu vrei să lași viața ta în mâinile lui Dumnezeu. Dacă nu vrei să te schimbi, dacă nu vrei să accepti că există cineva deasupra ta, dacă nu vrei să înțelegi că Dumnezeu este suveran. Credința este simplă și dificilă, dar cred că tu poți să faci o alegere astfel încât pentru tine să fie simplă.